care se întâmplă în ordinea de zi. Avem o suplimentare. Supunem la vot suplimentarea. Cine este pentru? Supunem la vot și ordinea de zi. Împotrivă? Abține? Supunem la vot și ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Președinte, dacă îmi dați voi, avem invitații în sală sau, eu știu, aveți vreo probleme? Da, avem probleme cu salariile noastre. Dacă m-a mai abordat o doamnă aici la intrare în sală, vreau să vă explic ca să nu... Da. Poate unii vreți să stați la ședință, alții poate vreți să plecați. Deci, Ministerul de Finanțe a avut o rectificare, banii respectivi sunt alocați, dar nu au ajuns la Finanțe Bacău. Noi vom face luni, marți, miercuri, când primim adresa de rectificare, vom face o ședință extraordinară special pentru această sumă. Deci, astăzi la ședință eram programați pentru treaba asta. N-a venit rectificare de buget de la Minister. Așteptăm din zi în zi să apară rectificarea și luni, marți sau cel târziu, miercuri, dacă vine documentul, noi vom, în această conjunctură, vom convoca o ședință ordinară a Consiliului Local ca să aprobăm rectificarea pentru salariile dumneavoastră. Deci, în stadiul ăsta suntem cu salariul pentru cei care sunt asistenți personale în handicap gradul 1. Din păcate. Durează cam mult, domn primar. Cam multă bătaie de joc. Nu mult, foarte mult. Deci nu se poate așa ceva. Această rectificare de buget trebuia să aibă loc cel puțin cu o lună, două luni. Eu am înțeles, dar cum este buget pentru toți angajații primăriei, trebuie să fie și pentru noi, că deci și noi suntem angajații primăriei. Mă scuzați, domnul primar, dar fiecare an se făcea o rectificare. Da. Dădeam noi din buget și după aia așteptam deci banii. Deci noi avem o parte de sumă alocată, care am alocat-o total. Deci cota parte care a fost alocată de Consiliul Local și prevăzută de lege este alocată total, în totalitate. Da. Și mai e o problemă care vreau să o ridic. Unii angajați ai primăriei își depășesc mult atribuțiunile. Și oamenii sunt jigniți. Mi s-au spus, ce vrei să-ți dau salariul meu? Un om când vine și are un grand de handicap sau care ia, are o problemă dacă nu ia 3 luni de zile. Deci, dacă îmi dați un exemplu de salariat cu care v-ați confruntat dumneavoastră și nu eu, dat, eu nu, că mi-e n-are curajul. Dar sunt oameni, au venit și aici. Dați-vă un nume. Sunt și rudele care vin și fac canalul. Spuneți un nume, XY, ca să luăm măsuri. Că ești angajat. S-au dus la doamna Bendic, la doamna Cristina Bendic și au spus, și ce vrei, să dau salariul meu? Nu se poate așa ceva. Deci, ce se întâmplă? Această rectificare de buget... Oamenii se plâng, adică nu e normal. Domnul, deci rectificarea de buget trebuia să o facă Ministerul Finanțelor. Am înțeles. Eu v-am întrebat de la ta. Știu că în fiecare an, noi Consiliul Local, anticipam banii ăștia și după aia aștepta primăria banii. Sunt de asta alocați, banii sunt alocați sau dat? De-aia am întrebat. Da. Sunt. S-o dat destul de clar și la televizor. Cioloș a trimis către toate primăriile unde sunt probleme. Deci eu cu urechile mele am auzit. S-a la minister. Am înțeles. Da. Deci, acum să vedem în luna lui decembrie ce faceți cu noi. Vă spun asta concret. Deci noi am avut și legătura cu finanțele Bacău. Răspunsul care l-am primit și azi dimineață și ieri, trebuie să vină să ajungă documentul de rectificare, să știm aprobarea, deci rectificarea care s-a făcut la finanțe. Asta este răspunsul care pot să vi-l dau în momentul de față, dar certitudinea există că s-au alocat bani. Să sperăm că luna viitoare luăm și noi ceva bani. Știm sigur. Deci e o problemă la nivel de județ și de țară, să știți că nu-i specific comunei Bărcești. Mie îmi pare sincer rău, dacă era să alocăm noi, vă spun că noi am alocat sumele total, Consiliul Local Bălcescu a alocat suma totală la începutul anului până la finele anului. Mă refer la partea care aparține Consiliului Local. S-au alocat banii integrali. Bun, ar trebui să vă mândriți că sunt totuși doi copii nevăzători, ați văzut poate și în ziar, că sunt de buni la învățătură și totuși sunt într-o școală normală. Da. Știți că am venit niște noi luptăm ca părinți și mergem, avem și noi nevoie de bani. Că dacă era normal, eu mă duceam la servici și nu mă mai interesa să bat ușile primăriei pentru banii mei. Deci aveți certitudinea primită prin Ministerul de Finanțe Bacău, că se vor alocua banii. Deci săptămâna viitoare încercați să veniți cu un telefon și vă pot da concret exact ziua în care se vor vira banii. La revedere și la revedere. Puteți să nu ne duceți cu 10 euro. Păi da, nu-i bate cu 10 euro.
înțeleg altceva aici. Da. Haideți să intrăm în ordinea de zi, dacă... Nu erau peneliști, ca să înțelegeți, domnul primar, nu erau peneliști. Dar nu m-am referit la asta. Nu, ca să înțelegeți, a, a, era de la ALDE. Dacă erau de la ALDE, nu știu, dar nu erau de la PNL. Mie mi s-a spus doar atâta și eu vă aduc. Deci doamna Bendica a spus. Afirmația asta, e adevărat, domnul Mihai. Așa mi-au spus femeii. Păi da. Trebuia să aibă curajul să recunoască și ei. Eu vreau să fac. În fiecare an știu că noi dădeam banii dinainte și după aia aștepta primăria. Cred că aveați o cărare mai scurtă spre guvernul ăsta ca să trageți un semnal de alarmă cu 3 luni. Noi în fiecare zi sunăm la Ministerul de Finanțe. Păi, dar nu-i susținut. Dar și de PSD-i susținut. De ce n-a tras dumneavoastră până de mână? Dar noi n-avem domnul președinte, deci dumneavoastră sunteți cumva la PRU, n-am înțeles, sunteți la PRU cumva? Păi nu, dar Ponta e pe afișele PRU, înseamnă că dumneavoastră sunteți la PRU? Domnul Blanca, haideți să intrăm în ordinea de zi. Că nu-i dăm un polemic. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de anul 2016. Rectificarea bugetului local de anul 2016, conform anexei la prezenta. Anexă la proiect de hotărâre a... la proiect de hotărâre a Consiliului Local privind rectificarea bugetului local al comunei Baia Bălcescu de anul 2016. Rectificarea bugetului local de anul 2016 în baza legii 273/2006 privind finanțele publice locale, astfel. 1. Se majorează prevederile anuale la subcapitolul 7250 alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 13 investiții cu suma de 13.000 lei în vederea schimbării cărbunului activ la stația de apă din satul Valea Seacă. 2. Se diminuează credite la subcapitolul 840-203-01, drumuri și poduri, titlul 13, active nefinanciare, cu suma de 62.000 lei de la investiția tractor. 3. Se majorează credite la subcapitolul 7250, alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 2, bunuri și servicii, cu suma de 49.000 lei, din care articolul 250, obiecte de inventar, cu suma de 6.000 lei, în vederea achizițiilor instalațiilor luminoase pentru sărbătorile Crăciun și articolul 230, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, cu suma de 43.000 lei pentru achiziționarea de becuri luminat public, reparații la utilaje, etc. Dacă are cineva ceva de adăugat la acest proiect de hotărâre? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Dar deja că n-am înțeles eu, m-a lăsat să leacă să urmă. N-am înțeles aici cu diminuarea asta pentru tractor. Aici, deci, tractorul era echipat cu freză și cu lamă, dar utilajele astea nu se pot achiziționa, deci n-am putut să le achiziționăm acum. Și a rămas să diminuăm suma, să punem în altă parte, și a rămas numai tractorul cu ridicător. Deci, cât costă tractorul? Deci e vorba de 85 de cai putere, PSA încă, deci noi am luat oferte mai multe. Acum urmează să se ia de PSA de la oferte respective. Deci, în general, eu știu, selecția se pleacă de la suma de 26 de euro. 85 de cai putere cu toate, cu motor englezesc, Parkinson și cu altele. Deci noi am încercat să luăm ceva, deci să încercăm să luăm un utilaj din ăsta. Acum să vedem ce spun rezultatele de pe seap. Se face o selecție a ofertelor, după care se iau decizii. Parkinson, motor englezesc. Mare cineva ceva de adăugat? Poftim! Bună. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul proiect de hotărâre. Privind aprobarea preluării inventarului domeniului public al domnului Boș, face nu? Eu, da. N-am avut mapa acasă, ca să analizez eu hotărârea. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării inventarului domeniului public al comunei unui suprafețe de teren având categoria de folosință drum.
pe eroarea în inventarul domeniului public al comunei a unei suprafețe de teren având categoria de folosință drum, după cum urmează. Lungimea 47 metri liniari, lățimea 4 metri liniari, suprafața 444 metri pătrați. Vecinătăți nord, BC169, sud, teren consiliului local Nicolae Bolcescu, est, cabinet veterinar, vest, post, poliție. Domnule, dacă îmi dați domnule, o videoprecizare aici, vreau să vă aduc ca să știți despre ce e vorba. Deci, doctorul veterinar are concesionat pe un număr de ani de către Consiliul Local, a cabinetului veterinar. Nu i s-a dat cale de acces. Și acesta este drumul pe care face cale de acces până acolo. Este vorba de închiriere, nu? Sau de... Da, nu. Deci, noi facem preluare în domeniul public, pentru că nu era... Era delimitat, dar nu era preluat în domeniul public, după care vom face concesiunea sau închirierea care, care s-a cerut. Nu era prins în domeniul public. Deci nu era prins în domeniul public. El are pe clădirea lui concesiune sau vânzare cumpărare? Are concesiune. Concesiune. Din câte știu. Din câte știu că e vânzare cumpărare. Nu pot să vă dau. Verificăm că nu. Noi acum n-am făcut altceva decât introducem în domeniul public, după care urmează procedura de concesiune sau închiriere, dacă este posibil. Aici avem o schiță care... Când de o bătea din Mare cineva ceva de adăugat acest proiect? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Special motor proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul administrației publice locale a comunei Nicolae Bolcescu pentru anul 2016-2017. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul administrației publice locale a comunei Nicolae Bolcescu pentru anul 2017, potrivit anexei care face parte de grădă și prezentată. Dacă îmi dați voi să revin la o chestie explicită, poate n-ați înțeles suficient de bine. Am înțeles, domn primar. Da? Am înțeles foarte bine. Dacă îmi dați voi să mai explic o dată. Deci suprafață de teren, indiferent de ce se întâmplă cu acea suprafață de teren, trebuie să fie în domeniul public sau privat al comunii. După care, dacă persoana în cauză vine cu o cerere să concesioneze sau să închirieze sau o altă procedură, în Consiliul Local va veni tot aici. Noi încercăm să trecem în domeniul public. A trecut sau n-a trecut? Nu știu, nu. N-a trecut. Păi foarte bine că n-a trecut. Și nu mai ne explicați, că știm. Domnul președinte, deci, am obligația să... Domnul primar, ați mai concesionat și pe timpul dumneavoastră. Unde? Nu mai vorbim. Unde? Și pe timpul dumneavoastră s-a și cumpărat. În Vatra Satului la Valea Seacă. În Vatra Satului la Valea Seacă. În Vatra Satului Valea Seacă, dacă vreți să-mi dați un exemplu, mi-l dați concret. Diac Valentin. Diac a Valentin. Concesionat a... și a cumpărat. De la cine? Eram eu primar? Nu știu. A concesionat. Nu mă întrebați. A concesionat, a cumpărat. Da, dar nu eram eu primar. Domn primar. Eu nu am nicio concesiune. V-am dat un exemplu. A concesionat, a cumpărat. Da? Dar nu s-a întâmplat pe timpul mandatului meu. Era un primar, întrebați-o ce culoare politică avea. Corect. Poate știți mai bine. Eu n-am un centimetru pătrat concesionat. Nu mai încercați să obiceți politic, domn primar, că eu împotriva primarului el am luptat ca să ajungeți dumneavoastră primar. Da? Și era PNL, și eu sunt PNL. Mulțumesc. Da? Bine că măcar recunoașteți. Haideți să trecem la motor pe urmă. Ați vrut să-l schimbați. Da. Nu. Dar dacă n-a trecut, eu vreau poate să înțeleg. Și eu așa am informația. Să mă ierte Dumnezeu dacă greșesc. Coman, doctorul Coman a concesionat. După aia a cumpărat. Deci e proprietar acolo. Deci el mâine dacă pleacă ca și doctor veterinar, cabinetul ăla poate să facă vilă de locuit pentru un băiat de-a lui. Că nu o să-l dea el să tăia cineva cabinet veterinar. M-ați înțeles? În Vatra Satului și aici. Doi, mâine, azi îi concesionăm drumul ăla și mâine îl cumpără. Dacă în documentul de concesiune se prevede clar care e destinația terenului, nu are voie decât să... Până acum, intra la cabinet, până acum?
Intra până acum la cabinet? Eu am fost. Nu, intra până acum domnul Coma la cabinet? A, intra. Și nu poate să intre și de acum? Deci mâine se poate închide și... Și tot primăria, că e a primăriei. Primăria nu se închide niciodată. Nu e a primăriei, nu este a primăriei. Dar cui? Acum, asta vreau să fie. A primăriei. Acum a cui? Acum. Păi nu este în domeniul public. Păi nu e în domeniul public, dar tot la primărie. Nu. Păi nu. Păi a cui? E în aer. Lasă-l în aer. Lăsați-l în aer. Doamnă, orice teren care se află pe raza Comunei Bălcescu și nu este în domeniul public, este undeva, aparține teoretic primăriei, dar nu este și în fapte. Lăsați-l în aer. Asta încercam să facem. Poate să-și ia elicopter. Și ia elicopter, care-i problema? Poți să-și ai un elicopter și o tine la... Nu știu cum e și părerea. Eu consider că acel dispensar ăsta vedeclat trebuie să funcționeze. Trebuie să funcționeze, domnul primar. Dar ce trebuie bariere? Păi dar n-am pus, am pus ceva barieră. Păi, adică, până acum dacă era pe drumul ăla, credeți că închide cineva drumul? Da, în afară de primar? Dumneavoastră puteți să închideți. De ce nu închideți? Păi nu. Păi vedeți, nu este legal, nu este legal să nu-i dai omului o cale de acces. Asta vreau să vă spun. Păi dar are cale de acces. Nu are. Deci în momentul ăsta nu are. Domnul președinte. Și cum intră? Da. Privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul administrației publice locale a Comunei Nicolae Bălcescu pentru anul 2017. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul administrației publice locale a Comunei Nicolae Bălcescu pentru anul 2017, privind anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Avem aici... Vreau să dau citire acestei anexe? Vă rog frumos, domnul primar, dacă vreți să ne... Aici e vorba de organigrama Consiliului Local, deci care nu suferă nicio modificare pentru 2017. Deci, la fiecare sfârșit de an financiar, se supune la vot pentru următorul an planul de ocupare a funcțiilor la nivel de OAT. Deci despre asta e vorba. Are cineva ceva de adăugat acest proiect? Se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a suprafeței de 5 metri pătrați, teren situat în sat Galben, Comuna Nicolae Bălcescu. Se aprobă închirierea prin licitație publică a suprafeței de 5 metri pătrați pe 95 pe 3527, proprietate privată a Comunei Nicolae Bălcescu, situat în sat Galben, Comuna Nicolae Bălcescu. Da, dacă îți explicați. Deci este o cerere pentru s-a renunțat la concesionare pentru că zona nu se poate decât închiria. Și acum am revenit la acea cerere și vă supun aprobării închirierea suprafeței de teren. Unde anume? Exact unde este stația de epurare, în zona aia neproductivă, lângă stația de epurare, dacă știți, zona aia de palat. E vorba de o persoană, Ursoiu, care a făcut o cerere, așa, este... Noi am făcut demersurile din Europa de acum 2-3 luni. Și închirierea cât o să fie, domnul primar? Tot așa? Consiliul local fixează. Și pentru ce? E vorba de balastieră. Am înțeles că asta e destinația, din care cererea care a depus-o, nu? Așa am înțeles, că e balastieră. Nu, dar nu depozit pentru cavaz, depozit vrea să cunoștați, da, nu e depozit, stația nu e scaviază, numai depozit chiar. Stație mobilă. Da, stație mobilă. O stație mobilă, din câte am înțeles, da. Și nu se poate face concesiune decât cu închiriere pe termen mai... Mare cineva ceva de adăugat? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trece la următorul proiect de hotărâre. Privind construirea unui
privind constituirea unui drept de uz, a unui drept de servitude asupra terenului suprafață de 394 m² și aprobarea amplasării unui cablu subteran aflat în domeniul public al Comunei Nicolae Bălcescu în favoarea SECE Aerostare SA Bacău. Se aprobă constituirea unui cu titlu gratuit a dreptului uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării investiții modernizare în locuire LES 20 kW, stația 110x20 kW, Nicolae Bălcescu. Kilovolți, mulțumesc, sunteți în domeniu. SECE Aerostare SA Bacău, municipiul Bacău și în comun Nicolae Bălcescu și Sarata, județul Bacău, pe durata necesară a executării lucrărilor asupra terenului pe lungime de 394 m² aflat în domeniul public al comunului Nicolae Bălcescu, identificat conform planului de situație ce constituie anexa numărul 1 și face parte integrantă din prezența în favoarea SECE Aerostar S.A. Bacău. Avem aici arătat un contract de rus. Aici pot să vă aduc tot la fel și completări. A mai fost făcut o cerere tot pentru uz, dar a fost o suprafață mai mare. Acum s-a cerut exact pe suprafața pe care se face 50 de centimetri lățime și lungime. Așa, așa a cerut Consiliul Județean pentru eliberarea autorizației de săpătură care se va face acolo. Deci e vorba de Aerostar, de vorba de Aerostar, care își face, își renovează stații de emisie, recepție sau, ca să nu fac alte greșeli, să intru în detalii tehnice, dar e vorba de drumul care duce spre fostul depozit de gunoi, pe partea dreaptă, spre Bălcescu, face o săpătură de 50 de centimetri și cere încumințarea Consiliului Local pentru a folosi acel teren pentru acel cap. Deci, există proiect, autorizări și așa mai departe. Are cineva ceva de adăugat la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Am înțeles. Împotrivă? Abțineri? Da. Bine, mulțumesc. Poate să conduce. Haide să notez. Abțineri. Da. Mihai și Tony. Ok. Proiect de hotărâre privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Se aprobă prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în gestiune directă. Dacă vreau să-mi primar, da, aici, aici e vorba de corectare. Noi am făcut la nivel de comună serviciu apă canal cu, cum să spun, înființarea serviciului propriu a primăriei. Și am făcut un proiect de hotărâre venind cu o corectură în sensul ăsta. Deci, noi trebuie să scoatem autorizarea de la București, de la ANRSC, și au cerut, au specificat toate detaliile din acest proiect de hotărâre și am făcut corecturile de rigoare după cererea ANRSC. Acum vor veni toate avizele de la București, după care o să venim în Consiliul Local spre aprobare acelor lucruri. Deci asta este proiectul care a fost cerut de ANRSC. Are cineva ceva de adăugat să întreba la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la diverse, dacă are cineva ceva de... Este vreo înscriere la cuvânt, la diverse? Aș vrea să vă aduc la cunoștință o cerere a doamnei director de la Bălcescu, dar cu rugămintea către dumneavoastră să amânăm pentru ședința următoare evroa de premianții la nivel de județ, la olimpiade, dar trebuia să vină și de la Valea Seacă. Și ca să nu facem de la Valea Seacă și de la Galben, ca să nu facem o discriminare, vom face în ședința extraordinară care urmează a fi făcută, nu știu exact când, luni, marți, miercuri, când au venit documentele de la finanțe și atunci am să supun aprobării și cu
cererea de rigoare care a fost făcută de doamna directoră. E vorba de olimpiade naționale, județene regionale cu rezultatele care au fost și cu profesorii care i-au pregătit. Și după cum o să considerați dumneavoastră la momentul respectiv. Asta este una din chestii. Domn președinte, aici vă dau voie că asta nu a fost. Avem o cerere aici, am să-i dau curs. Domnule primar, subsemnatul Budău Paul Eugen, domiciliat în comuna Nicolae Bălcescu, cu numărul 283A, județul Bacău, titular al cărții de identitate seria XC, numărul 927038, CNP 181040104-6199, în calitate de persoană fizică, solicit concesionarea următoarelor. 1. Construcție civilă, cod schiță 175.9/1, 200 metri pătrat. 2. Pășune, cod schiță 1759/3, 1500 metri pătrat. 3. Hereșteu, apă și stuf, cod 2296/1, situat în zona mobilă, sub deal, de pe raza comunii Nicolae Bălcescu. Acte anexate, copie carte de identitate, copie schiță plan zonă. Are și un număr de telefon. Domnului primar Anton Șinilor, comunii Nicolae Bălcescu. Vă mulțumesc. Pe domnul care ești prezent. Da. Poate să... Puteți să vă susțineți cererea, să spuneți despre ce e vorba, dacă... Da. Eu acolo am mai cumpărat bucăți de la acest domn, am făcut acte la mână, între timp l-am găsit și la în domeniul primăriei. Practic aparține primăriei sau a aparținut primăriei. Și acum am cerut pentru a fi al lua în concesiune, dacă ca să fie o regulă cu actele în sensul... Da. Eu v-am spus atunci să înaintați o cerere și da. Urmează a fi făcută. Deci, procedura este mult mai complexă. Noi trebuie să facem aceeași procedură ca și la drumul ăsta de trecere în domeniul privat sau public, după care să facem închiriere sau concesiune către dumneavoastră. Deci, da, este deja la primărie. Da, dar nu, ascultați-mă că există niște domeniul privat. Ideea este în felul următor, deci trebuie să facem procedura asta și bineînțeles că va fi supusă Consiliul Local pentru concesiune și pentru... Da. Sau închiriere. Ideea este să delimităm suprafața exactă. Aici există o schiță veche care ați prezentat-o. Da. E extras de aici, de la primărie. Da. Da, e vorba după un plan mult mai vechi. O să vedem, delimităm suprafața exactă. O să vă invităm și vedem, delimităm suprafața exactă, vedem ce suprafață vorbim în domeniul public sau privat și în momentul ăla să... Da, o să țineți legătura aproape aici cu camera agricolă și vedem care e procedura, venim în fața Consiliului Local după aceea, după ce pregătim documentele și să demarăm acțiunea care doriți dumneavoastră. Da. Da? Deci acum, în stadiul ăsta, Da, mai are cineva ceva de adăugat la diverse? Vă rog, eu aș vrea să întreb. În ce stadiu sunt proiectele pentru Valea Seacă? Mă interesează, eu sunt consilier la Valea Seacă. Apă canal, canalizare și lucrările la asfaltare. Da? La asfaltare, lucrările de asfaltare. Pentru că sunt întrebată de oameni. În ce stadiu sunt? Pentru că sunt anumite ulițe, drumuri, unde nu este canalizare și nu a ajuns nici cu apa. Și aș vrea să am un răspuns. V-am mai dat un răspuns acum o ședință sau două mai recent, când deci s-au depus apă canal pe străzile unde este nevoie, la Afin Iași, pe fonduri europene, datorită strategiei care s-a făcut pe județ și a master planului Bacăului, adică a Cravului, nu s-a prins extindere Nicolae Bălcescu.
o lucrare făcută pe genunchi de acele persoane care au făcut, nu dau nume, că nu sunt sigur, da? Punctajul acelui proiect, până în faza în care crabul trebuia să elibereze o adeverință, la adiv, deci trebuia să elibereze o adeverință, că suntem prinși în master planul pe județ. Nu este prinsă decât Lărguța, după experiența celor care au făcut master planul, și toate proiectele din județul Bacău, din Botoșan și din Iași, au picat pe fonduri europene datorită incompetenței celor care au făcut master planul. Deci au prins Lărguța în 2027, ca să vedeți cum calculează ei. Am solicitat Consiliul Județean să refacă master planul, că a fost făcut, master planul a fost făcut de ADIB, da? Și acum suntem în stadiu de, deci, proiect depus la Iași, la ATIR, dar până la stabilirea pe, deci a master planului pe Bacău, de schimbarea de soluții, stăm la așteptare. Asta este răspunsul pe care îl dau în momentul de față. Da, și finanțarea nu se poate finanța din fonduri proprii? Doamnă, deci se poate finanța orice. Trebuie să ne țină cureaua. Deci eu vă spun următorul lucru. Toate proiectele care le-am demarat până acum, că sunt niște proiecte în lucru, e vorba de programul de dezvoltare locală, fondurile care s-au alocat pentru tot ce vedeți dumneavoastră asfaltat, așa, sunt două proiecte care s-au făcut recepție. Așa, asta înseamnă pe fonduri proprii și pe Consiliul Județean, care au avut o finanțare de 10% din partea noastră, 90% din Consiliul Județean, s-au finalizat, s-au recepționat. La Valea Seacă am finalizat bucata de asfalt de la șosea și până sus la biserică, la așa. De acolo este pe fonduri, pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Terminat în proporție de 99%, ca să spun așa, mai sunt niște retușuri cu șanțurile de la Buchila până la județean. Asta este, eu sper că în primăvară, acum deja inspecția în construcție a întrerupt lucrările, deci nu se mai poate turna beton și suntem în stadiu de finalizare. După care, dacă doriți, o să vă invit să vedeți ce proiecte avem în derulare, l-ați aprobat și dumneavoastră. E vorba de Programul Național de Dezvoltare Locală, care sunt vreo 4 km de asfalt. E vorba de cartierul nou care va fi în plan, pentru că sunt, acolo este apă și canal, și nici o străduță din comună nu va fi asfaltată fără să aibă apă canal. Deci, minim de dotări, ca să spun așa. Deci, cam în stadiul ăsta suntem. Dacă vreți mai punctual, putem verifica lucrurile astea. Deci, încă o întrebare, pentru că avem gazele. Au fost trei tentative de licitație. E.ON Gazul nu are bunăvoința să perceapă asemenea investiții la ora asta. Vă dau exemplu comuna Filipești, care de 7 ani a băgat conducta în pământ, au stații de gaz și nu vor să dea drumul la robinet. Motiv că nu este eficient. Noi o să încercăm pe bugetul anului 2017 să mai scoatem la licitație într-o formă sau alta. Vedem care sunt, deci asta se problema este că eu în gaz nu răspunde. Încă asta. Deci la Filip Barasu, tu am zis pe drumul gării, unde întoarce mașina cu gunoi la Bodeț acolo. Da. E un noroi, e asta și acum am mai dus, deci de când am luat ultima discuție, nu, acolo nu o e. Dar s-a mai dus. Nu, e pe drumul gării, s-a dus din Bodeț de Bodeț, dar în partea asta nu. Da. Nu, e un net mașina cu noi. Unde la Păneci? Unde? Dar vedeți, poate, de când ați fost, vorbiți la Hodea, da, ăsta... Nu, 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 ce drumul spre... Și mai trebuie de gare? Înainte de Hodeță, de acolo s-a dus în față la aici. Nu, dacă nu am dus, nu te poate mașina. Când mașina cu gunoi, păi nici lumea de ăsta, nu știu dacă... A zis că după ședință ne urcăm în mașină, se pare că am dus acolo la Haidou. Nu la Haido, că unde facem așa cu gunoi, e acolo și e... Dincolo de pod. Nu, din coace de pod, dar oleacă mai sus, unde facem așa cu gunoi, când poate. Pe flori? Nu-i problemă. Și mai trebuie așa, să spălăm asta la lânt. Îi prindeți în țar, într-adevăr, pe coarde, dar nu lumea. Dacă îi prindeți în țar, avem prindeți. Voie să spălăm cu apă, domnule. Hă? E 3,80 acolo sus. Dar nu, e 3,80, 2,20, nu e nicio... Mai e izolat, e izolat. Sunt ieșit în domeniu. Da. Nu, dar e, măcar cu răzut, nu, da.
Eu sper că în timp cât mai scurt să putem schimba. Deci am început anul ăsta. Nu trebuie schimbat, domn primar. Nu, vorbesc de intensitatea luminii. Sunt lumini acum pe bază, deci pe bază din astea. Da, LED. Și dacă reușim și anul viitor să achiziționăm. Super arte. Da. Și consumul mai mic. Da, pe tot. Și eficiență mai mare. Este avantajul, da. Și mecenanță. Îți garantat. Nu fac nici mai sunt înscrie la cuvânt? La diverse? Dacă nu sunt, declară închisă ședința Consiliului Local. Mulțumim! O zi bună!